Stația Zănoaga din Petroșani este una dintre cele mai importante stații de tratare din Valea Jiului. De mai bine de un an, stația a intrat în reparații capitale și, conform conducerii APA Serv Valea Jiului, aceasta va fi una dintre cele mai moderne din țară. Stația Zănoaga este o stație strategică în tot ce înseamnă sistemul de alimentare cu apă potabilă din Valea Jiului, deoarece de la stația Zănoaga, în momentul în care avem probleme pe vest, însemnând alimentarea cu apă din Valea de Pești, putem transporta apă până la nivelul orașului Vulcan. La fel și pe partea de Petroșan, putem duce apă până în centrul Petroșanului, dacă ar fi probleme majore cu stațiile de la Taiaș și de la Jiet. Deci stația Zănoaga, din punct de vedere strategic, e una dintre cele mai importante stații din sistemul nostru de alimentare cu apă potabilă. Lucrările de reabilitare a stației sunt complexe. Aici se va schimba tot fluxul tehnologic. Ca noutate, odată cu schimbarea tehnologiei, pe partea de coagulare se vor folosi două linii tehnologice, astfel încât una să fie întotdeauna de rezervă. Pe partea de filtrare, dacă până acum era folosit doar nisip cuarțos, acum se va folosi și un rând cu cărbune activ, în care vom avea un proces de post-oxidare cu ozon pentru înlăturarea tuturor materiilor organice naturale. Un plus va fi remineralizarea apei, iar procesul de dezinfecție se va schimba și se va folosi dioxid de clor. Având în vedere importanța stației în sistemul nostru de alimentare cu apă, s-a impus o reabilitare totală a stației de tratare Zănoaga, întrucât tehnologia de tratare era depășită atât moral și fizic, a fost necesar înlocuirea întregii tehnologii de tratare a apei. Proiectul a început, derularea proiectului la stația Zănoaga are aproape un an, durata de finalizare este 2 ani jumate, deci undeva la anul, în primăvară, stația va fi terminată, dar în afară de construcția efectivă se va schimba tot ce înseamnă stația de tratare, tot ce înseamnă partea de decantare, s-a renunțat la decantorul radial care nu era eficient, vom folosi un decantor lamelar care îl avem și la Valea de Pești și la Jiet, care și-a dovedit eficiența. Pe lângă stația de filtre cu nisip, filtre care sunt în tot sistemul nostru de alimentare cu apă, o să avem și filtre cu cărbune activ. Partea de dezinfecție se schimbă total. Partea de recuperare a apei de spălare va fi iar o tehnologie nouă. Deci tot ce înseamnă Zănoaga va fi în momentul de față printre cele mai moderne stații, nu din Valea Jiului, ci din România. Lucrările de modernizare a stației Zănoaga nu vor afecta alimentarea cu apă potabilă a populației. Pe parcursul derulării întregii investiții nu va fi afectată alimentarea cu apă a populației. Mai mult decât atât, vom ajuta și partea de vest dacă este nevoie. Chiar este o prevedere contractuală. Pe perioada derulării contractului, stația trebuie să funcționeze la parametri. Putem spune că avem un noroc să gestionăm mai ușor apa produsă în stația Zănoaga, deoarece avem aceste rezervoare de 2 ori 2000 m3, adică 4000 de metri cub de apă, care îi putem controla mult mai ușor, fiind rezervoarea de înmagazinare în apropierea stației. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 25 de milioane de lei.